Era luni, 18 august, ziua când trebuia să sosească Baltazar. La aeroporturile Băneasa și Mihail Kogălniceanu, la punctele de frontieră rutiere Nădlac și Stamora moravița fuseseră luate măsuri speciale de supraveghere, deși nu exista nici cel mai vag indiciu cu privire la semnalmentele Marelui Baltazar. De fapt, măsurile speciale se rezumau la una singură, controlul riguros al pașapoartelor. Controlul acesta, mai exact supercontrolul, urma să fie executat la aeroportul Băneasa de către Ducu, la cel din Constanța Mihail Cogălnicianu de către sublocotenentul Picioruș, la punctul de frontieră Stamora Moravița de către locotenentul major Dorobanțu, iar la Nădlac de către Bogdan, etc. Dezbătuseră problema și ajunseseră la concluzia că Baltazar se va deplasa ori cu avionul, ori cu mașina personală, dar în niciun caz cu trenul, mijloc de transport prea încet și prea obositor. Din acest motiv, Duc rezervase controlul pașapoartelor la aeroportul Băneasa, iar Bogdan la Nătlac. Primul care intră în acțiune, fulocotenentul major Dorobanțu, examină pașapoartele cu o grijă deosebită, dar nu descoperi nimic suspect care să-i trezească cât de cât suspiciuni. Totuși, mai mult din exces de zel, reținu numele comunicându-le mai departe a doi dintre călătorii ce veneau de la Paris. La punctul rutier de frontieră în Atlag, Bogdan privea pe fereastră cum se destrăma întunericul. Venise din ajun, dormise prost, așa cum i se întâmpla întotdeauna când schimba patul și acum se simțea mahmur ca după o beție. Fusese o noapte liniștită. Nu trecuse frontiera în țară nicio mașină, doar un camion frigorific românesc care venea din Elveția. Abia începea să se lumineze. Liniștea încă nu era tulburată de claxoane și de zgomotul motoarelor. Prin fereastra deschisă pătrundea răcoare și un miros vag de fân cosit. Din încăperea alăturată se auzi mai întâi un căscat zgomotos, pe urmă cineva a început să tușească așa cum tușesc dimineața fumătorii cu un stagiu lung. Se uită la ceas, încă nu era ora patru. În orice caz, mult nu va mai trebui să aștepte până să înceapă curge mașinile. Știa de la grăniceri că, din cauza căldurii excesive, cei care călătoreau cu mașinile se deplasau mai ales în primele ore ale dimineții ca să nu-i apuce zăduful pe drum. Bău cafeaua ce-i fusese adusă de la bufetul punctului Vamal și fumă o țigară strâmbându-se tot timpul, așa cum i se întâmpla când nu putea rezista tentației și se o pe stomacul gol. După aceea chemă la telefon pichetul grăniceresc de la Stamora Moravița pe locotenentul major Dorobanțu. Cum stai până acum, Dorobanțule?" N-au trecut decât puține mașini. Și? Nimic. Două mutre nu prea mi-au plăcut, dar nu cred că vreuna una dintre ele să fie aceea care ne interesează. La dumneavoastră? La mine e încă prea devreme. Clienții mei sunt mai somnoroși, așa că deocamdată șomez. și căpitan, eu cred că lozul mare îl va câștiga tovarășul maior. asta e și părerea mea. În orice caz și noi trebuie să căscăm bine ochii. Bineînțeles, vă urez mult noroc, și capitan. Mulțumesc, la fel și dumitale. Bogdan închise, între timp se luminase de-a binelea. Privi din nou pe fereastră, în clipa aceea, două turisme opriră la punctul de control. Primul era un Gordini, celălalt un Volkswagen. Marele Baltazar nu se deplasează cu asemenea arable, își spuse Bogdan aprinzându-și o nouă țigare. Din Gordini coborâ un bărbat înalt, blond, care ținea în colțul stâng al gurii o pipă stinsă în timp ce bărbatul blond întindea grănicerului pașapoartele, însoțitoarea lui, tot atât de înaltă și la fel de blondă, deschidea portbagajul pentru controlul vamal. Din Volkswagen coborură trei femei cu figuri tipice de nemțoice, Nu le însoțea niciun bărbat. Pașapoartele lor erau în regulă niciun motiv de suspiciune. Până să se termine controlul vamal, alte câteva mașini sosite între timp așteptau să le vină rândul atât așa că atât grănicerii cât și vame și aveau de lucru. Bogdan controla pașapoartele din punctul său de vedere, cu maximum de conștiinciozitate, dar în sinea sa nu prea era convins de succesul misiunii sale, de vreme ce habar nu avea cum arăta la față Baltazar, singurul criteriu în cazul unei depistări, urmând a fi doar flerul său personal. Fler personal avea. Fler personal aveau și Ducu și Dorobanțu. Flerul acesta nu era un dar special cu care fusese rânzestras de natură, ci era rezultatul experienței dobândite în anii de când lucrau în cadrul contraspionajului. Totuși, flerul nu este și nu poate fi o însușire infailibilă. Din potrivă, dacă îi acorzi prea mult credit, poate deveni chiar periculos, putând duce la erori unele chiar ireparabile. Iată, deși era aproape ora prânzului, niciunul dintre turiștii care intraseră în țară pe la acel punct de frontieră nu-i trezise suspiciuni. Asta înseamnă să cauți un carul cu fân. Își spuse amărât, deși și amintea foarte bine că nu odată îi se întâmplase să aibă sentimentul că răscolește fânul în căutarea unui iac, pentru ca până la urmă să aibă satisfacția de a-l găsi. Și totuși, mașinile se răriseră, era cald, atât de cald încât juca aerul, Bogdan nu prea suferea de căldură. Totuși, de data asta, transpira abundent și era sete. Golise patru stile de, sticle de Pepsi-Cola și acum era pe punctul de a o da gata și pe de-a cincea. În biroul vameșilor cânta un aparat de radio, cânta tare și cam răgușit. Ar trebui schimba difuzorul, s-a hodorogit, își spuse. De calce era, nu izbutea să se gândească la nimic. Parcă mi s-au jilăvit și creierii. Încercă să-și închipuie în ce fel arătau niște creieri jilăviți, dar nu izbuti. Pe deasupra se mai simțea și obosit. Dormise prost toată noaptea, poate de emoție, și îl visase pe Baltazar. În vis părea că seamănă cu Gică, responsabilul de la alimentarea din cartierul unde locuia Ducu. Se făcea că responsabilul, alias Baltazar, ținea locul casieriței aflată în concediu. Marca la mașină costurile și în banii cu iuțeală uluitoare. El, Bogdan, sta mai departe și de fiecare dată când Baltazar nu se uita la el, striga: Te văd, te văd! Visul era atât de stupid încât se trezise imediat. Pe urmă, iarăși îl visase, iarăși se trezise și așa mereu până dimineața. Din cauza visului se simțea acum atât de obosit. Închise ochii pentru o clipă, a dormit și imediat se visa înnotând într-o piscină. Teribil de bine se simțea. Într-un șezlong se sora blonda din Gordini. Se uita la el cu mânoată și zâmbea ironică, Dumnezeu știa din ce motiv. Îl trezi brus din somn și din vis Fordul care tocmai stopa la punctul de control. O mașină superbă, ultimul tip, din care descinse proprietarul ei. Un bărbat la 50 de ani cu aliură de sportiv. Purta short, pantofi de pânză și cămașă cu mânești scurte. Cămașa era descheiată și îi se vedea pieptul păros. Un medalion de aur agățat de un lănțuc, de asemenea de aur, îi târna la gât. Părul era un pic grizonat pe la tâmple, iar ochii negri și strălucitori imprimau chipului o frumusețe insolită. Bogdan îl cercetă admirativ și la un moment dat se auzi întrebându-se. cumva ăsta e marele mag?" Și se repezi dincolo la biroul vameșilor, tocmai în clipa în care ofițerul de grăniceri intra pe ușă cu pașaportul. În sfârșit, un pașaport care cred care să mă intereseze, își spuse Bogdan. Îl deschise, citi numele și o clipă. Două aproape nu-i veni să creadă. Pe prima filă scria negru pe alb. Henry Baltazar. Imposibil să fie Baltazar. Categoric imposibil, își spuse privind când numele, când fotografia. Părea într-adevăr imposibil ca numele adevărat al superspionului să fie Baltazar dar nu părea nici mai puțin imposibil ca în cazul când totuși așa se numea, să aibă curajul să întreprindă o călătorie de spionaj folosind un pașaport cu numele sub care era cunoscut și ca spion. De aceea părea mult mai plauzibil că între proprietarul Fordului și adevăratul Baltazar nu exista nicio legătură, că pur și simplu era vorba doar de o coincidență de nume. Ce facem, tovarășe căpitan? întrebă unul din vameși. Începem controlul, Vamal, mai așteptați, răspunse Bogdan răsfoind filele negrite de nenumăratele vize de intrare și ieșire ale multor țări din Europa, din Asia și din America de Sud. Coincidență? Pașaportul pe care îl avea în mână fusese emis de autoritățile indiene. Ori toate variantele biografiei superspionului dădeau ca sigură originea lui indiană. Să fie oare într-adevăr o simplă coincidență? Coincidență că pentru acest Henry Baltazar care avea pașaport indian Franța era ca un fel de cartier general unde revenea după fiecare voiaj. Bogdan cercetă încă o dată pașaportul, pe urmă restituindu-l ofițerului de grăniceri. Din punctul meu de vedere, pașaportul e în regulă. Ofițerul ar fi vrut să întrebe prin ce se deosebea punctul de vedere al lui Bogdan de dispozițiile pe care le avea în legătură cu documentele de trecere a frontierei, dar nu îndrăzni. Se mărgini doar să spună. Și dintr al meu. Și aplică ștampila. Ei, acum putem efectua controlul? Întrebă vameșul. Da, puteți. Și în ce fel să fie acest control? Foarte riguros? Complezent. Am înțeles. Bogdan dăduse dispoziția să fie efectuat un control vamal cât mai superficial, din adins, ca nu cumva unul foarte riguros să trezească bănuielile lui Baltazar. Controlul riguros al bagajelor unui individ bănuit de spionaj joacă de multe ori un rol hotărător în depistarea și arestarea respectivului spion. Bogdan știa din experiența anilor că în 99 de în cazuri dintr-o sută, este imposibil ca un spion, mai ales când este trimis într-o altă țară, să nu aibă asupra sa ceva care să-i trădeze adevăratele intenții. De aici, marea, covârșitoare importanță pe care o reprezintă o percheziție. Cu mâna pe inimă, Bogdan ar fi jurat că fie în bagajul personal al lui Baltazar, fie ascuns undeva în mașină și câte nu se pot ascunde într-o mașină, exista un obiect care sau ceva care să constituie dovada incontestabilă a adevăratelor intenții care l aduceau în România. Fordul se depărta grațios pe șosea asfaltată de parcă n-ar fi fost un automobil, ci o vedetă rapidă despicând niște valuri cenușii. Când nu mai văzut și asta se întâmplă foarte repede, fiindcă Baltazar gonea cu peste 100 de kilometri pe oră, chemă la telefon Timișoara, care era la curent cu misiunea sa, raportându-i ceea ce acesta din urmă era necesar să cunoască. Scurtă vreme după aceea, Fordul fu luat în supraveghere, o supraveghere discretă care nu avea să ia sfârșit decât atunci când Baltazar urma să ajungă la destinație, poate la București, poate într-un alt oraș. După ce vorbi cu Timișoara, Bogdan îl căută cu telefonul pe Ducu. Nu l găsi la sediu, ci la aeroport. Bătrâne, magul cel mare a sosit. Sigur? Nu chiar atât de sigur pe cât sunt că pe mine mă cheamă Bogdan, dar aproape. Și ca să te conving, îți transmi complimente de la Henry Baltazar, auzi? De la Henry Baltazar. Imposibil. Se arătă sceptic Ducu. Nici mie nu mi s-a părut mai puțin imposibil când am avut în mână cartea lui de vizită. Dar până la urmă a să mă conving. Ce naiba o asemenea coincidență mi se pare de-a dreptul cu neputință. Dar nu mai puțin imposibil o asemenea imprudență din partea lui. Și asta e adevărat. În orice caz eu mă întorc acasă. Ești sau nu de părere? Bine, întoarce-te. Auzi după câteva clipe răspunsul lui Ducu. Un sfert de oră mai târziu, la volanul rosinantei sale, așa numea el nedreptățindu fiatul său, Bogdan, după ce își l-a rămas bun de la grăniceri și vameș, plecă spre București. Capitolul 5 O sinucidere absurdă și un cerșetor care dispare în chip misterios. Trecuseră 48 de ore de când Baltazar se instalase la Atene Palas într-un apartament din Aripa Nouă. În tot acest timp nu dăduse și nici nu primise vreun telefon, după cum, de asemenea, nimeni nu venise să-l caute. Mai curios, mai neobișnuit era însă altceva. De 48 de ore, Baltazar nu părăsise apartamentul decât la prânz și seara ca să ia masa la restaurantul hotelului. Micul dejun se servea la pat. Abia în cea de-a treia zi părăsi pe jos hotelul ca să se ducă să viziteze muzeul de artă. Petrecu acolo toată dimineața, poposind îndelung în fiecare sală. În după amiaza aceleiași zile, o pornia gale pe calea victoriei, oprindu-se să privească vitrinele pentru ca în cele din urmă să cumpere din pasaj de la consignația câteva icoane pe care mai târziu le uită la cofetăria Nestor, unde intră pentru un sfert de oră să bea o cafea drasă cu mult coniac. Ce zici de ușă de biserică ăsta?" îl întrebă Bogdan pe ducu. Așteaptă!" îi replică Ducu, care de la sosirea lui Baltazar devenise foarte tăcut și foarte distrat. Evita orice discuție cu Bogdan despre spion și, dacă acesta încerca, schimba imediat vorba sau răspundea în monosilabe sibilice. În cea de-a cincea zi de când Baltazar se comporta ca un pașnic și inofensiv turist, Ducu primi un telefon de la Paraschiv Pendeleanu. Ducu își dădu imediat seama că Pendeleanu era pradă unei neliniși puțin obișnuite. Domnule Maior, dumneavoastră sunteți?" Eu sunt, dar ce s-a întâmplat? Trebuie să vă vă neapărat. Neapărat, domnule Maior. Atunci iau un taxi și vin aici. Nu, asta nu o fac. Vă telefonez de acasă. Vă rog să veniți dumneavoastră. Eu, eu n-am curaj să părăsesc locuința. Am să vă explic. Veniți? Vin. Când? Plec imediat. Chiar imediat, imediat? Da, imediat. Mulțumesc, vă aștept, dar grăbiți-vă. În maximum 10 minute sunt la dumneata dar nu putu să ajungă în zece minute. În clipa când se pregătea să iasă pe ușă, îl sună colonelul Rareș. Șeful avea nevoie de unele date. Îi le dictă la telefon, dar asta dură exact zece minute. Așa că, acasă la Paraschiv Pendelea, nu ajuns abia după 20 de minute de la primirea telefonului. Sună la sonerie, dar nu-i răspunse nimeni. Sună încă o dată și încă o dată nimic. Începu să se neliniștească. Fără să-și facă iluzia, apăsă pe clanță spre surprinderea sa, ușa se deschise. Ducut trânti ușa după sine și năvăli în apartament. Era gol. Pe mapa de pe birou zări o bucată de hârtie. Paraschif pendelea nu așternu se îngrabă următoarele. Nu mai pot să vă aștept. Între moarte și nebunie prefer prima. Este o hotărâre pe care o iau nesili de nimeni. Îl găsi în baie. Se spânzurase cu două cravate legate una de alta, prinse la un capă de țeava instalației sanitare. Prima pornire a lui Ducu fusă să taie lațul, dar își dădu seama că n-ar mai fi folosit la nimic. Paraschiv Pendeleanu murise și nimeni și nimic nu l mai putea salva. Ducu reveni în cameră și îl chemă pe Bogdan la telefon. Vino acasă la Paraschiv Pendeleanu." Dar ce s-a întâmplat?" E mort. I-a făcut careva de petrecanie?" Nu, s-a sinucis. Vino cu echipa, anunță și pe procurorul de serviciu." Nu dură nici zece minute și Bogdan, împreună cu echipa tehnico-științifică, năvălea un garsonier al lui Paraschiv. Câteva minute mai târziu sosi și procurorul. Din ce ai veni?" întrebă Bogdan. Ducul nu-i răspunse. Era întunecat la față, așa cum lui Bogdan nu-i se mai întâmplase vreodată să-l vadă. Îi întinse biletul pe care îl lăsase Paraschiv înainte de a întoarce vieții spatele. Bogdan îl citi, ridică din numeri. Nu înțelegea nimic. Conținutul biletului era derutant. Ducule, din ce motive poate nebuni subit un om? Din multe motive. Spunem măcar unul. Teroarea de pildă. Bogdan se uită la el lung și neîncrezător. Crezi că cineva îl teroriza în așa măsură încât din teama de a nu a nebuni a preferat să se sinucidă? Posibil, băiete. Atunci înseamnă că ai călcat rău de tot în străchin. Când? Atunci când nu mai puțin a lipsit să-l scoți bazma curată. Mai întâi nu l-am scos. Pe urmă nu, sunt sigur că motivul pentru care s-a sinucis ne privește pe noi. Nu? Ce Dumnezeu, mai băiete, nu îți dai seama că atâta vreme cât nu știm nimic, în afară de faptul că Paraschiv s-a sinucis la numai 20 de minute după ce m-a sunat, se pot face o mie de presupuneri. Înțelegi? La numai 20 de minute. I-am spus că nu voi întârzia mai mult de 10 minute, am întârziat 20. Asta ce înseamnă? Înseamnă că n-a putut să mai trăiască zece minute peste termenul fixat de mine. De ce? Ce s-a întâmplat în acele zece minute? Nimic, aceeași cauză de mai înainte, teroarea. Dar despre ce mama dracului de teroare ar putea fi vorba? Se întrebă revoltat Bogdan, duc ridică din numeri. O teroare de ordin moral sau poate există o anumită persoană care exercita asupra lui o asemenea teroare încât a izbuti să-l aducă până în pragul nebuniei? nu știu. Nu știi. Iarăși l-ai luat pe nu știu în brațe. Se necă Bogdan. Între timp, cei din echipa operativă luau fotografii, căutau amprente, percheziționau apartamentul. Ducu, rezemat cu spatele de o mobilă, cu mâinile vârâte în buzunare, privea forfota din jurul său cu un aer absent, plictisit, de parcă nimic nu l-ar fi interesat din tot ceea ce se întâmpla. Bogdan iarăși se miră cât de cu totul altfel decât cu prilejul oricărui alt caz se comporta șeful său. Bogdan se apropie de el și îi vorbi încet să nu audă careva din băieți. Nu fi atât de amărât, ducule, că până la urmă o scoatem noi la capăt. Când te văd așa de deprimat, zău că nu mai sunt bun de nimic. Ducu schiță un zâmbet trist, aproape dureros. Nu sunt deprima, măi, băiete, mă gândesc. Deocamdată asta e tot ceea ce mi se pare că se impune cu necesitate. Tu însă ar trebui să te miști. În ce sens, bătrâne? Sună la apartamentele vecine, încearcă, poate afli ceva. De pildă cine l-a vizitat în ultimele zile. Mă rog, nu-i nevoie să te învăț eu ce trebuie să faci. În regulă, ducule. Un minut mai târziu suna la ușa apartamentului vecin. Îi deschis o femeie între două vârste îmbrăcată de stradă, ceea ce însemna că tocmai se pregătea să plece. Poate de aceea nu se arătă deloc încântată, aflând că cel care sunase voia să stea de vorbă cu ea. După ce însă Bogdan se legitimă, Matilda Grigoriu... Așa se numea vecina de apartament al lui Paraschiv Pendelanu, deveni mai binevoitoare. Îl pofti să ia loc și după ce se instală și ea, scoase dintr-o despărțitură a bibliotecii, a cărei destinație era aceea de a servi drebar o sticlă de coniac, umplu de o pahare pântecoase. Unul îl puse dinaintea lui Bogdan, celălalt îl dădui imediat peste cap cu o ușurință ce dovedea antrenament. Și acum, domnule, vă rog să-mi spuneți ce anume doriți să aflați de la mine." Bogdan nu-i răspunse imediat. Se întreba dacă Matildei Grigoriu îi tremura mâna atunci când dusese paharul la gură, fiindcă așa îi tremurau ei mâinile în mod obișnuit, ceea ce n-ar fi fost de mirare dacă aveam vedere conținutul parului și mai ales îndemânarea cu care golise paharul sau tremurul se datora unei emoții cauzate tocmai de prezența lui. În legătură cu vecinul dumneavoastră aș vrea să vă rog să-mi dați câteva informații. Vă referiți la domnul Pendeleanu? Da, la el. Matilda Grigoriul învălui într-o privire bănuitoare. Deși violent fardată, lui Bogdan i se păru pe sub fard obrajii îi pălesc. Ce va determina să vă adresați tocmai mie? Niciun motiv special, doamnă. Pur și simplu din întâmplare am început cu dumneavoastră. Asta înseamnă că veți sta de vorbă și cu ceilalți vecini? Cel puțin aceasta mi intenția. Dacă însă voi afla de la dumneavoastră ceea ce mă interesează să aflu, probabil că voi renunța. Dacă intenționa să stați de vorbă și cu ceilalți, înseamnă că e o problemă mai serioasă, mai gravă. Destul de gravă, doamnă, dacă și dumneavoastră sunteți de acord că moartea e o problemă gravă. Matilda Grigoriu se uită la el, parcă uluită, pe urmă și turnă în pahar o porție dublă de coniac. Vrea să-i umple și pe al lui Bogdan, dar renunță când observă că el încă nu se atinsese de băutură. Bău o înghițitură zdravănă, pe urmă întrebă. L-a omorât careva?" Vocea era răgușită și parcă vag sfioasă. Nu, s-a sinucis. S-a sinucis? Ați spus că s-a sinucis? Da, s-a spânzurat. S-a spânzurat? Și deodată îi zbucni în râs. Bogdan avusese numeroase prilejuri sau de râzând femei isterice, dar niciodată, absolut niciodată, nu auzise un râs asemănător. Era un râs care îi stârni mila, milă față de femeia din fața sa. Totodată însă râsul isteric îl indispunea, îl irita și încă în așa măsură încât numai cu greu izbuti să se stăpânească și să nu se răstească la ea. Ea mai tași n-ai bi cu râsul ăsta de nebună. Matilda Grigoriu se potoli brusc. A spus că s-a spânzurat? Da, ce, nu vă vine să credeți? El? El să se spânzure? E imposibil, domnule, e imposibil. Vă spun că a murit. Și ce dacă... Asta nu înseamnă musai că s-a sinucis. Nu, domnule Paraschiv, nu s-a sinucis. Paraschiv a fost împins să se omoare. Doamnă, ați făcut o afirmație gravă. Am făcut, da. Gravă, dar totuși o simplă afirmație. Puteți cumva dovedi că Paraschiv Pendelar nu s-a sinucis? Dovedi? În niciun caz. Atunci pe ce vă bazați afirmând atât de categoric că nu s-a sinucis? Matilda Grigoriu bău picul de coniac în pahar, pe urmă, brusc, Așa cum izbucnise mai din aurie, în râs, ochii se umeziră de lacrimi mari, rare, ca de glicerină. Îi para schivă, era atâta de frică, atâta frică. Murmură ea, ștergându-și lacrimile cu un colț al tișlaiferului, fiindcă nu avea la îndemână o batistă. De cine era frică, doamnă? Zicea, Matilda, o dau un paștele în de rușine și-ți spun că mi-i tare frică. Știi cum mi-e frică, Matilda? Mă întreba el. Nu știu, paraschiv, recunoșteam eu. Mi-e frică așa cum i-a fost frică primul om când n-a mai fost mai muță. Nu înțelegeam și l-am întrebat. Păi și cum i-a fost frică? I-a fost frică de totul, Matilda. I-a fost frică de soare care era fierbinte, de ploaie, de nori, de fulgere și tunete, de trăznete, de copaci din păduri, de vântul când pornea să sufle puternic, de întuneric atunci când se lăsa noaptea, de somn și de vise, de naștere și mai ales de moarte. De toate era frică, o frică de neînchipuit, cumplită. Și să știi, Matilda, mi-așa mi-e frică. Acum înțelegeți de ce nu pot crede că s-a sinucis? Nu. Și totuși atât de simplu, domnule, omului când n-a mai fost mai mult și s-a simțit lăzuit de frica aceea cumplită s-a sinucis? Știți prea bine că nu. Dacă ar fi făcut-o noi, nu am mai fi existat și să mă bată Dumnezeu dacă ar fi fost vreo pagubă. Cumva s-a îmbătat? Se întrebă Bogdan dar era puțin probabil, fiindcă se cunoștea cât de colo că Matilda avea antrenament serios la băutură. În clipa următoare, Bogdan observă că în ciuda lacrimilor abundente pe care Matilda și le ștergea cu colțul tişlaiferului, chipul ei rămăsese impasibil, destins, într-un fel senin. Doamnă Matilda, dacă lui Paraschivu era frică precum primului om care, totuși, nu s-a sinucis, așa cum pe drept cuvânt ați remarcat, atunci el de ce s-a sinucis? De cine i-a fost o atât de cumplită frică? Întrebați-mă mai curând de ce anume era frică. Atunci vă întreba acum de ce anume era atât frică. Dacă vă spun, veți înțelege. Dacă vă spun, mă veți crede. Fu aproape disperare în tonul cu care întrebă. Ochii okay, încă nu se puizaseră lacrimile, iar mâinile foarte frumoase, aproape ireal de frumoase, se frângeau, parcă spre a materializa în acest fel disperarea cu care fusese rostite cuvintele. Bogdan știa că una din însușirile de bază ale unui ofițer de contraspionaj constă în a nu-și pierde luciditatea, în a se păstra calm și a nu se lăsa impresionat de cuvinte, oricât de frumoase și convingătoare ar părea ele. Știa de asemenea că de cele mai multe ori declarațiile femeilor sunt subiective și exagerate, nu totdeauna cu intenție, ci de cele mai multe ori datorite opticilor cu totul diferit atunci când este vorba de bărbatul pe care îl iubesc, ori îl admiră sau pe care, cine știe din ce motive, nu îl simpatizează, ori îl urăsc. Da, știa toate acestea, mai exact experiența, îl învățase toate acestea și totuși auzind întrebarea pe care i-o pusese Matilda și văzând cu câtă disperare își frângea frumoasele ei mâini, trăsări fără voie impresionat. Doamnă, o încurajă el, mă voi strădui să vă înțeleg, dar nu o să mă credeți, îl întrerupse ea. De ce nu v-aș crede? Nu mă îndoiesc o clipă că sunteți bine intenționată și că doriți să ne ajutați. Fiindcă totul e tulbure, obscur, de neînțeles din punct de vedere rațional, de neînțeles. Își terse ochii, se încruntă, parcă încercând să-și aducă aminte despre ce anume fusese vorba. Pe urmă, oarecum nesigură. M-ați întrebat de ce anume era frică lui Paraschiv? Da, asta v-am întrebat. Și adăugă imediat, la sugestia dumneavoastră. Îi era frică să nu-și piardă eul. Ce? Eul, domnule, vedeți, v-am spus eu că nu mă veți crede. O fi nebună? O fi nebună și eu am pierd timpul cu ea. Ce are să mai râde de mine bătrânul? Dar nu izbuti să se convingă de fel că Matilda era într-adevăr nebună. Dacă ați încercat totuși să fiți un pic mai explicită, mai clar decât atât nu pot, nu știu. Dacă am înțeles bine, Paraschiv Pendela nu era bolnav, în psihopatologie boala aceasta se numește greșit profund, păi tocmai asta e că nu era deloc bolnav. Era sănătos ca mine, ca dumneata, că eu sunt cu biblioteca nederanjată cu coană, îi vorbi în gând, sunt sigur. Da, n-aș putea jura că nu ești dumneata un pic măcar ciupită de moli. Tare însă, era sănătos ca mine și ca dumneata și cu toate acestea era exact teamă să nu-și piardă eul. Da, așa, cumplit îi mai era teamă, domnule. Doamnă, ceea ce susțineți dumneavoastră nu este posibil. Am știut, v-am și avertizat că din punct de vedere rațional este foarte greu de înțeles. Pentru dumneavoastră imposibil. Văd că ați făcut o diferențiere între noi doi. Spre deosebire de dumneavoastră pe mine nu mă considerați în stare să înțeleg cum cineva sănătos poate să-și piardă eul. Ce am înțeles eu nu știu dacă măcar se poate. Nu mi înțelegere. Dar atunci ce? Poate o explicație care probabil nu are nicio legătură cu realitatea. Cu care realitate, doamnă? Cu realitatea fricii teribile a lui Paraschiv. Adică vreau să spun cu adevărat a cauza pericolului care l-a amenințat pe Paraschiv de a-și pierde eul. Cu alte cuvinte, doamnă, dumneavoastră sunteți convinsă că pericolul era real. Era, bineînțeles că era. Ce Dumnezeu, domnule, nu vă da seama că dacă n-ar fi existat Paraschiv nu s-ar fi sinucis? Deci, Paraschiv Pendelea nu s-a sinucis de teamă să nu-și piardă eul. Nu, domnule, nu, s-a sinucis după ce și l-a pierdut. Nu el, Paraschiv, s-a sinucis. S-a sinucis celălalt, acel al cărui eu l-a dobândit. Vrei să spuneți că a devenit altcineva? A devenit altcineva, domnule, sigur că a devenit altcineva. Și acest avatar, cum naiba s-a întâmplat? Așa, din senin? Acum Matilda nu mai lăcrima. Izvorul lacrimilor se case brusc. Ochii străluceau într-un mod misterios. Misterios te veni și tonul cu care îi vorbi. Cum din senin? Nimic nu se întâmplă din senin. Păi i-ați spus că nu era bolnav. Ori dacă rău nu a pornit din năuntru lui, înseamnă că i-a venit din senin. Nu din senin, ci din afară. De la o anume persoană? Matilda tre sări, păli, privind fricoșată de jur împrejur, ca și când s-ar fi temut că cineva ascultă ce vorbesc, pe urmă cu o mină și ton misterioase. E posibil, așa bănuiesc bănuia și Paraschiv. Nu mi-a spus-o direct, dar mi-a dat să înțeleg. A făcut de mai multe ori niște aluzii misterioase. În legătură cu ce? Cu cine? Mm, cu cineva. Cu cine, doamnă? Nu știu. Nu știa nici el că nu-l cunoștea. Nu-l văzuse niciodată. Nu știa decât că există. Era terorizat tocmai de misterul în care se învăluia persoana aceea. Bărbat? Femeie? Nu știu. Doamnă, n-ați putea fi ceva mai clară? Spuneți că Paraschiv, pendeleanul, nu cunoștea persoana aceea, fiindcă nu o văzuse niciodată. În schimb, știa că există. Dacă nu o văzuse, de unde știa? Îl amenințase în vreun fel, acționase în vreun fel, de pildă încercând să-l suprime? Paraschiv mi-a spus o singură dată. Simt că mă învăluie în plasa sa discret, perfid. Și într-o zi va lovi Matilda. Pe Dumnezeul meu, Matilda, că într-o zi va lovi. Și atunci voi fi pierdut. Așa mi-a vorbit Paraschiv, da? Cum v-am mai spus numai o singură dată. Și nu l-ați întrebat în ce fel aștepta să aștepta să-l lovească? Poate să-l omoare? Ha, nu, în niciun caz. Atunci? Să-l lovească, adică să-l determine să-și piardă euul. Persoana misterioasă? Da, persoana misterioasă. Ce e adevărat în toată aiurea la asta ei, nu mă aduc ar fi în stare să priceapă că eu mă dau bătut. Doamnă, îmi permite să mă folosesc de telefonul dumneavoastră? Bineînțeles, domnule. Ridică receptorul, formă numărul lui Paraschiv Pendeleanu. Îi răspunse chiar Ducu. Vrei să vii alături la apartamentul 11? Bine, vin. Un moment mai târziu, Bogdan făcu prezentările, după care, spre al pune în temă, rezumă conversația avută în prealabil cu Matilda Grigoriu. Din când în când, aceasta intervenea, completând și precizând. Când termină, Ducu o întrebă. V-aș ruga, doamnă, să-mi spuneți care au fost relațiile dintre dumneavoastră și Paraschiv Pendeleanu. Prieten, domnilor, prieten în adevăratul sens al cuvântului. Știu, marea majoritate a bărbaților, de altfel și a femeilor, este convinsă că într-un bărbaș și o femeie nu pot exista relații de prietenie. S-ar putea să fie adevărat. Totuși, relațiile dintre mine și Paraschiv au constituit o excepție. Am fost tot timpul numai și numai prieteni. Paraschiv n-a făcut niciodată vreo aluzie că i-ar plăcea să se culce cu mine. Poate cu altă femeie s-ar fi simțit jignită, mai ales că Paraschiv își făcuse obiceiul să-mi povestească absolut toate aventurile lui. Nu mă credeți? Ba da, doamnă. Știți, între noi a existat o comuniune spirituală. Bineînțeles, fu de acord Ducu. Bogdan, deși își cunoștea bine șeful, nu și putea da seama dacă vorbise sau nu serios. Vă povestea și aventurile lui ratate? Întrebă cu un ton indiferent Ducu. Nu înțeleg ce vreți să spuneți sau, eventual, ce vreți să insinuați. Să insinuez? Departe de mine gândul acesta, doamnă. Pur și simplu mă gândeam la unele aventuri ratate. Presupun că nu-i mergea totdeauna. De pildă, va povesti de eșecul cu o persoană care avea o voce fermecătoare? Matilda tresări și păru foarte surprinsă. O persoană cu o voce fermecătoare? Ce știți dumneavoastră despre acea persoană? N-are importanță ce știm noi. În schimb, e foarte important să aflăm ce știți dumneavoastră despre acea persoană. Și ce vă face să credeți că știți ceva? Fiindcă Matilda Grigoriu se uita la el contrariată și oarecum bănuitoare, explică. Ar fi fost de mirare să nu vă fi vorbit despre ea de vreme ce erați atât de buni prieteni. Nu știu nimic altceva, domnule, decât că există. Atât. Îl vizita? Întrebă duc într doară. Acasă, Paraschiv nu aducea femei, iar pe ea, vei bine, pe ea, presupun, niciodată n-ar fi adus-o. Nu mai presupuneți? Da, nu mai presupun. De vreme ce despre persoana cu voce fermecătoare nu știți decât că există, ce vă face să presupuneți, doar să presupuneți, că Paraschiv nu niciun caz n-ar fi adus-o acasă la el? Domnule, deși Paraschiv nu mi-a vorbit niciodată de ea, știu că există și toată nenorocirea de aici provine. De la femeia aceea? De la ea? Nu știu ce să vă răspund. Poate că de la ea. Poate că de la ceva în legătură cu ea. A, aproape că nici nu îndrăzne să mă gândesc. La ce? La tot ceea ce s-a întâmplat. Mă cuprinde frica. Pe nesimțite se petrecă o adevărată metamorfoză cu Matilda Grigoriu. Să ne liniști mai întâi, pe urmă brusc o cuprinse frica. Păli, mâinile ei frumoase începură să-i tremure. Ca ei străinii să nu observe și la ascunse sub masă. Ochii priviră, la rândul lor, neliniștiți, speriați în toate părțile. Duc având impresia că Matilda Grigoriu, cu auzul încordat la maxim, aștepta să sune telefonul sau soneria de la intrare, în orice caz să se întâmple ceva. Ce-ar fi, doamnă, dacă ați încerca să aveți mai multă încredere în noi? În ce sens am încredere? În sensul cel mai simplu și cel mai firesc, de a nu ne ascunde nimic, de a ne destăinui și ceea ce am sentimentul că din anumite motive, în mod deliberat, evitați să o faceți. nu e adevărat, vă jur că nu vă ascund nimic. Spune azi mai din că nici nu îndrăzni să vă gândiți la ceea ce s-a întâmplat, fiindcă ei imediat vă cuprinde frica. De cine? De ce îmi tot puneți asemenea întrebări? Vreți într-adevăr să mă nenorociți? Înțelegeți, domnule, pentru numele lui Dumnezeu, că nu vreau să pățesc ceea ce a pățit Paraschiv. Să vă pierdeți eul? Întrebă de data asta Bogdan, care de când solicitase ajutorul lui Ducu cu tot timpul. Parcă pot eu ști ce mi se poate întâmpla. Da, poate chiar să-mi pierd eul, la fel ca Paraschiv. Ce, credeți că nu este posibil? Dumneavoastră, doamnă, unde lucrați? Matilda Grigoriu nu răspunse, parcă nici n-ar fi auzit întrebarea. Se ridică de pe scaun și cu un mers ciudat, mers aproape de fantomă, se apropie de ușa balconului. O deschise cu gesturi de robot, ieși și în clipa următoare încălecă balustrada. Bogdan, care era mai aproape, se repezi și o prinse în brațe doar cu o singură clipă mai înainte de a se arunca în gol. Ia mai lasă goangele cu coană!" se răsti la ea supărat. Și fiindcă Matilda Grigoriu se prefăcea sau era cu adevărat leșinată, o luăm brațe culcând-o pe canapea. Cum naiba leșină femeile tocmai atunci când se află într-o mare încurcătură? Crezi că e leșinată de adevăratele? E leșinată, mai băiete. Cu câteva pălmuțe peste o ți-o trezesc acuși. Lasă-o, își revine și singură. Teamă mie că atunci când se va trezi vom constata că și-a pierdut teul. Și dacă s-ar întâmpla chiar așa? <coughs> Ducu cu privi peste umăr la Bogdan, pe urmă din nou la Matilda Grigoriu, care încă nu se trezise din leșin. Dacă nu i s-ar fi mișcat ritmic pieptul, ar fi putut crede că murise. Dacă s-ar întâmpla așa, aș da fuga până la cea mai apropiată farmacie, aș cumpăra camfor și mi-aș burdu și cu el buzunarele. Se spune că te apără împotriva microbilor. Măi, băiete, situația e mult mai serioasă decât pare la prima vedere. S-a auzit soneria de la intrare. Ducu făcu semn lui Bogdan să rămână pe loc și el ieși în vestibul să deschidă. Era picioruș. și maior, puteți veni dincolo? De ce? S-a întâmplat ceva? Băieți au găsit un microemițător. Unde picioruș? Prin sub tăblia mesei, aparatul e o minune, tovarășe maior și nu îi mare nici câte o jumătate de nucă. Ce facem? Deocamdată lăsați-l acolo unde se află. Altceva? Nimic, tovarășe maior. Mai căutați cine știe, poate mai dăm și de vreo altă surpriză. Picioruș plecă să execute ordinul și ducu revenind în căperea unde Matilda continua să zacă leșinată. Bogdan își trăsese un scaun la căpătăiul ei și o privea. Avea un aer deprimat. Cine a fost?" întrebă cu o voce obosită. Picioruș, și ce voia?" Ducul nu-i răspunse. Se apropie de masă, se aplecă și începu să caute pipăind cu palma tăblia și stinghile mesei de dedesubt. Ce cauți, omule?" Nimic." Și duse rădătorul la buze. Bogdan înțelese că-l invita să tacă și să nu mai pună întrebări. Bogdan se uita la el uimit, parcă întrebându-se dacă nu cumva șeful său își pierduse brusc mințile. Dar nedumerirea sa nu dură decât câteva secunde. Intui semnificația ciudatului comportament al lui Ducu. În genunchi de cealaltă parte a mesei și la rândul său începu să caute pipăind cu palma. Fu mai norocos. Găsi microemițătorul prins cu un fel de ventuză. Îl arătă lui Ducu și câteva minute după aceea între cei doi a avut loc un dialog prin semne ca între doi surdomuți. Mi se pare că doamna își revine, observă primul Bogdan. Și într-adevăr, în clipa următoare Matilda deschise ochii. Ochii foarte uimiți priveau tavanul, parcă străduindu-se să înțeleagă ce putea el să însemne. Abia ulteriori descoperi pe cei doi ofițeri. Se ridică și, stând pe marginea patului, întrebă cu o voce oarecum nesigură. Dumneavoastră?" Dar amintindu-și imediat. A, da, știu cine sunteți." Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu mine, domnilor? O mică slăbiciune, probabil din cauza căldurii. Da, probabil din cauza căldurii. O parte din vin o purtăm și noi care v-am necăji cu întrebări mai mult sau mai puțin neplăcute pentru dumneavoastră. Dar acum, fiindcă v-ați revenit, ne permite să ne retragem. Vă mulțumim. Nu mai aveți să-mi puneți întrebări? Nu, suntem edificați. Încă o dată vă mulțumim. Din prag duc întrebă într-o doară. Nu cumva știți dacă Paraschiv Pendelanu are rude, ca să le anunțăm?" Nu știu. Despre familia lui nu mi-a vorbit niciodată." Încă o dată vă mulțumim. Bună ziua!" Din în apartamentului lui Paraschiv Pendeleanu, unde duc un soții de Bogdan reveni câteva minute mai târziu, percheziția era ca și terminată. În vestibule și în întâmpinare picioruși. Tovarășe Maior n-a mai găsit nimic interesant. Depinde ce înțelegi dumneata prin interesant. Dacă te-ai aștepta să descoperiți încă un microemițător, atunci sigur că n-ați mai găsit nimic interesant. Trecând din vestibul în încăperea propriu zisă, primul lucru pe care ducul făcu fost să dea la maximum aparatul de radio. Vă că termina, băieți! Am terminat, tovarășe maior, confirmă locotenentul Neagu care condusese operația de percheziționare a garsonierei. Pe birou, sub o placă de alabastru, se afla un plic. Ce implicul ăsta? Buletinul de identitate al victimei, actul de naștere și diploma de absolvire a facultății. Altceva n-am mai găsit. Doar atât? Vreo agenda cu numere de telefon? Nu, tovarășe maior, n-am găsit niciun fel de însemnare scrisă de mâna lui. Pe semne scrisui cauza un fel de idiosincrasie, observă Bogdan. De altfel, dumnealui nu se omora nici cu cititul în toată casa, doar o singură carte, un la rus. Ducul o dicționarul și îl deschise la prima pagină, era o ediție foarte recentă. Luăm și la rusul picioruș, hotărâ el. Pe urmă, în clipele următoare, Bogdan fu la ceea ce numea el torul instinct al bătrânului. Ca și când ar fi fost atras de un magnet, Ducu se apropie de fereastră și privi jos în stradă, dar în așa fel ca să nu fie văzut. Curând după aceea, îl chemă lângă el pe picioruș. Picioruș, vino te rog! Când sub se execută, adăugă. Vezi pe bătrânul care cerșește peste drum la intrarea în gang? Îl văd, tovarășe maior." Săracu, se pare că nici nu aude prea bine. Nu aude, nu, tovarășe maior, are nu urechi aparatul de amplificare a sunetelor. Picioruș, tare sunt curios să știu dacă într-adevăr nu aude bine. Să-l aduc în coace, tovarășe maior. Nu, deocamdată vezi ce hram poartă. Mă interesează în primul rând dacă în afara cerșetoriei mai exercită vreo altă meserie. Poate mă înșel, dar zău că nu prea seamănă a cerșetor. Picioruși coborâ treptele în goană, dar când ajunse în stradă, cercetătorul dispăruse.